special pescuitul la method feeder sau momitor în această perioadă, pentru că Dunărea este destul de scăzută. Vom încerca să abordăm această tehnică. Veți vedea o zonă foarte frumoasă. Cătălin va încerca să vă divulge cât mai multe informații. Sunt sigur că o să vă simțiți bine alături de noi. Salutare și bună dimineața! Suntem pe malul Dunării cu un bun prieten. Am venit la o pescuială, să zic așa, de Dunăre. Prima ieșire pe anul acesta. Suntem într-o zonă sălbatică și astăzi pescuim la crab. O să încercăm să avem și ceva capturi. Rămâneți cu noi în continuare.
Cătălin, poți să ne spui ce folosești astăzi? Aici, un mix de green cu brown de la ADP Bytes. Și aici avem orange hibrid, tot de la ADP Bytes, da, în care am mai adăugat pelete, da, de 2 mm. O trăsătură, pelete de 2 mm și a venit domnul Crap. A? L-ai scăpat? Nu s-a agățat. O, păcat, ce trăsătură frumoasă. Nimic. Lasă că l-așteptăm pe următorul. Important este că sunt peștii cu noi. Da. Le-a furat pătrățica. Da. Să ne spui câte ceva și de ce folosești la Cârlig. Chiar dacă produsul nu este încă pe piață, dar putem să arătăm la Cârlig. Avem un test. Un test de un produs. Pătrățică pe care noi am vrut-o să arate cât mai aproape de naturalul mămăligii. Acum chiar culoarea mămăligii sunt critic echilibrate, sunt, da, perfecte. Okay. Le punem pe spin și pescuim cu ele. Rezistă foarte bine pe spin. Se pot captura 1, 2, 3 pești chiar fără nicio problemă, chiar dacă suntem pe Dunăre, ori estimez că pe bălți va sta și mai bine, pentru că astea apă curgătoare, iar peștii sunt foarte agresivi, da, 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 la mușcătură. La fel se pot folosi cu croșeta și cu stopper pe spate, pe fir de păr, iar în momentul ăla se pot captura și 7-8 pești fără nicio problemă cu o pătrățică. Super. Deci avem practic o pătrățică care imită pătrățica de mămăligă. Exact. Da, care se poate folosi și pe fir de păr și pe spin. Adică mult mai rezistentă, să nu ne ajută ca să nu o pierdem atât de repede. Exact, cum am pierde o pătrățică de mămăligă. Vezi la lanseta din stânga că e la apel. Încă să rănește acolo după momentul. Ele sunt perfecte pentru spin de 10, da, care n-are chiar 10. Da, am făcut, de specificat că am făcut și mărimi mai mici în aceeași cutie și alea merg pe spin de 7. Exact. Da. Doar că sunt eu adeptul spinului mai lung pe ape sălbatice. E clar. Și mumelilor mai mari, pentru că așa sunt eu, așa îmi place mie să dau. Voi puteți să pescuiți cum vă cade mai bine, da, da, cum aveți voi încredere mai bine în spin mai mic, în spin mai mare. Foarte mult nu e bine să se ridice mumeala pe apă sălbatică, pentru că ea creează în felul ăsta suspiciuni, da, și peștele evită. Este foarte circumspect, da, atunci când mănâncă, mănâncă foarte bine, dar e circumspect înainte să ia mumeala. Da, da, da. Deci este precaut, pentru că trăsătura care tocmai ați avut un direct a avut loc la un monitor încărcat cu green amestecat cu brown. Eu pe ape curgătoare folosesc ca și mold mâna mea. Păi e clar că avem nevoie de încărcare mai agresivă, mai puternică. Caut să pescuiesc cu mumitoare largi. Să duci cât mai multă nadă. Pentru că am nevoie să-l întrețin vadul. Da, da, da. Sunt clipsa pe o anumită distanță care să-mi permită să nu ating în lansare ceota respectivă care o vedeți acolo. Deoarece e un braț sălbatic, aici acces numai cu barca, e apa înțesată de ceoate. Cătălin, o să ne povestească acum puțin și despre zonă, despre locație, structuri și cam ce ar trebui să facem în partidele noastre de plăcere în, pe zonele sălbatice, cum este aceasta, pe canalul acesta. E un problemă în anii în care Dunărea are nivelul foarte scăzut.
acum, de exemplu. Cum e acum și e și în scădere, peștele devine foarte mofturos și reacționează destul de tare. Adică se materializează în lipsă de concentrări, pescuit fără rezultate și alte chestii de genul ăsta. Dar, având la dispoziție barcă, că e de închiriat barca, că e barca dumneavoastră, nu are importanță, puteți accesa zone unde peștele se simte mult mai în siguranță, unde peștele ține cioatele, unde el e practic la el acasă. Deci trebuie să mergem noi la el acasă, altminteri avem șanse mari să nu prindem pește mult sau să nu prindem chiar deloc. Deci trebuie să căutăm zonele astea mai... Da, cei care dispuneți de sonar vă ajută, nu pentru a vedea, localiza peștii. Peștii tot timpul sunt în mișcare. Dacă acum i-ați văzut într-un loc, posibil că 5 minute să fie ori de pește. Dar vă ajută să vă faceți o idee destul de bună despre ceea ce este jos, forma substratului, felul substratului, să vă alegeți locurile de pescuit în funcție de curent, în funcție de... de cum îi place crapului să stea. Noi aici în față avem un platou cu apă de 2 metri jumate de la cioata de unde suntem legați până la cioata de jos, iar lateralele sunt canale care au 4 metri jumate adâncime. Și avem în principiu două lansete, două fidele. Le avem pe șenal în dreapta, pe sub copaci, pe între copaci, cât mai aproape de ciot. Două, cele din stânga, sunt sus pe platou, cât mai aproape de cioata din aval. Când sunt apele foarte scăzute, veți constata că veți prinde, dacă veți exploata corect, amontele cioatei, capul cioatei, veți prinde foarte bine pește în momentele respective, când e apa scăzută. Când apele sunt mari, dacă vreți să exploatați cioate, structuri, vă recomand să le exploatați în aval. Acolo veți găsi mai mult pește. Când apele sunt scăzute, cioata din mijlocul apei, cum e de exemplu cea de jos, pune puțină frână curentului și crapul se bazează în procesul lui de hrănire pe curent. Știe exact de unde poate să-i vină mâncare, ce mâncare poate să-i vină și în funcție de asta el se adaptează și se hrănește, pentru că încet încet vine și toamna, apa nu mai are 29 de grade ca acum o lună și ceva, suntem undeva cam la 22,5-23 de grade, el semnal a primit, doar că la nivelul actual al apei preferă zonele unde se simte foarte bine, preferă cioatele țin colonii de scoici, țin tot felul de mici crustacei, mâncare, într-un cuvânt. General hrană vie. Da. Ei sunt într-un proces acum de a acumula, mai ales că pe Dunăre, iarna, când apa ajunge la 2-3 grade, nu se mai hrănește. Pe bălți, unde, pe carpodroame, unde avem adâncimi bune, aproximativ de 3 metri, care pleacă destul de repede din fața noastră de la mal, acolo vom putea prinde crap și la copcă, fără probleme, cu un pescuit finuț, pentru că jos, la o adâncime de 3 metri, apa are undeva la 4-5 grade. Când e mai mare de 4 grade, aveți toate șansele să prindeți crap. La 5 grade crapul se hrănește. La 4, aproape deloc. Cătălin, spune-mi în perioadele astea de toamnă, adică care a fost cea mai bună perioada ta de pescuit? În vară, toamnă? În care perioada ai avut cele mai bune rezultate? În momentul în care avem liber la pescuit, începutul lui iunie, după prohibiție, da. Da, după prohibiție. În general, apele sunt crescute.
mare parte, mai sunt și ani atipici, dar în general apele sunt crescute. Da. Eu caut din nou apele sălbatice, pentru că cel mai mult. Și caut să pescuiesc malurile și în general malul meu. Curele de pescuit de așa natură încât să exploatez malul meu, primul prag, praguri mai mici, avem și configurații gen covată, încerc să pescuiesc acolo pentru că tot peștele este acolo, caută malul. Unii dintre ei poate au apucat să depună și țin malul pentru că e apa mai caldă și sunt câteva zile, sunt chiar un pic bolnavi după depunere, dar alea sunt locurile cele mai prolifice. Și, în general, e talia peștelui mai mică, adică ne referim la ciortani, de la 700 de grame până pe la 1,5 kg, 2 kg, cam asta prind eu pe început de sezon, iar cu cât înaintăm în timp, triburile se schimbă, apele se încălzesc tot mai tare, peștele se retrage pe ape mai adânci, nu neapărat în gropi, dar pe ape mai adânci, pe prag, pe al doilea prag, apele încep să scadă totodată cu calitatea în vară, iar toamna, în momentul propice, din septembrie și până chiar la sfârșitul noiembrie, depinde de ce fel de toamnă avem, să prindem exemplarele mai mari. 4, 5, 8, 10 kg. Niciodată nu știi cine este în fața ta pe ape sălbatice. Poți să ai un crab de 2 kg, poți să ai un crab de 10 kg, nu este o regulă că trebuie să pescuim cu boilesuri, trebuie să pescuim în general cu ce este el obișnuit. Pentru mine porumbul și pătrățica sunt momente sfinte. Nu plec de acasă fără ele. Asta e legea. Porumbul, în general, natural și, în general, boptare, muiat în apă. Ai făcut și astăzi, din ce am văzut în acel butuiaș, ai adus niște semințe fierte pentru o prenădire, ca să zic așa, nu? Da, în timpul zilei îl apelăm. După pe partide mai lungi, după 3-4 zile din nădit cu bob simplu, fără nadă, el se obișnuiește deja și cu sunetul. Cu zgomotul de căderea bobului pe apă și începe să reacționeze. E totuși crab și e totuși ca un purcel. Da, obișnuim. Așa se numește, porcul bălții, nu? Dar pe ape sălbatice procesul durează un pic mai mult. Pentru că asta e, e un pește sălbatic. Exact. Doar când venim noi se întâmplă zgomotul ăsta, aici nu există un administrator care să-i hrănească. Da. Ce mai folosesc pentru, și mai ales în perioadele în care peștele nu sunt în patru picioare, vreau să mi-l grupez pe vadul de nadă, e un mix, în general, acel șrot de porumb, care eu îl folosesc pe post de transportor. Nădesc în situația respectivă TTX, poate niște pesmet mare, poate niște pelete, depinde ce urmăriți, ce pești doriți să prindeți, și mult bob de porumb. Fac bulgări și nădesc foarte concentrat acolo unde vreau să pescuiesc. În general, în situațiile de început de sezon, pescuiesc foarte mult la plută și caut să prind crapi la plută, pe Dunăre. De specificat faptul că, virgulă, Cătălin este un pescar de competiție, un pescar care pescuiește foarte mult la rubeziană. La asta se referă pescuitul la plută, bănuiesc. Da, pescuitul de tehnica staționară se referă la pescuit exclusiv la plută. În general, 2-3 tehnici mai comune, pescuitul cu pluta culisantă la Sheffield, pescuitul cu rubeziana și pescuitul cu varga.
E o diferență destul de mare între pescuitul cu varga și pescuitul la rubeziană, chiar dacă ambele se referă la exploatarea mare de 10-13 metri. E normal, am văzut că e mult mai multă muncă. Ia uite și un drill aici, o trăsătură. Este. Ai înțepat? Nu. Trebuie să-i schimbăm cărligul. E a doua oară când pățin. Cred că ai nevoie de un cărlig mai mare, nu? Un pic, da. Iată, momeala a rămas, după cum vă spuneam mai devreme. Da, pătrățica a rămas. Însă n-a reușit să-l înțepe din cauza faptului că cărligul este mai mic decât... E posibil să nu fie cărligul o problemă. Da, ci lungimea, nu? Nu, talia să fie mică, a peștelui care tocmai ne-a întrebat ce facem aici, să fie mică și n-a putut să ia pătrățica, gura mică. Avem aici caras, avem plătică, avem batcă. Totuși, trăsătura a părut mai mult de crap. Așa mi s-a părut. O să schimbăm cârligul și... Vedem, da. Ciortanel? L-am văzut. Sau caras. Oh. Ce caras frumos. L-am văzut că tot... Ce caras frumos. Pătrățica. E... minune. Minune. Mă bucur că... încercăm să facem lucruri folositoare pentru toți pescarii de crap. Tot caras. Da, e mai frumos. Călăgie. Da, pescuitul de barcă, da, bărcile se mai și mișcă. Oameni buni, și eu, ca și mulți alții, îmi place să mai și mănânc un pește prăjit. Nu de fiecare dată. Da, mai un caras prăjit de Dunăre nu-l bate nimica. Așa este. Cătălin, arată-le la vezi că ai pus un pic sonarul. Bine, după ce arunci. Să vadă și cam unde stau peștii. Și de ce avem câteodată probleme și nu prindem. Da. Ia camera. Trebuia să luai camera și duceai un pic acolo. E prea mare deranjul. Iată pește. Hai să mă dau eu mai aproape. Ce cât de greu e câteodată să-i cobori la momitor. Deci avem o distanță, o adâncime de 5 metri, după cum vedeți. Și ei stau exact între apă, la 2 metri și jumătate. Și pești. Mulți. Mulți, foarte mulți. Cam asta se întâmplă de multe ori. Zicem, ba, nu mănâncă, nu e pește, nu e aia, nu e aia. Uite-i. Da. Da, așa este. Întrebarea este, de ce stau ei între apă?
Ai idee? E confortul foarte, lor mai... Foarte greu de spus, pentru că pe o baltă, poziționarea lui între ape se datorează în mare măsură faptului că e o temperatură care îi place lui și așa mai departe. Sau poate să fie datorită mâlului care creează disconfort. Dar pe Dunăre, unde avem un substrat argilos tare, zona deltei, 90% este argilos tare, nu pot să-mi dau seama. Apa este curgătoare, e amestecată, nu e sus 25 de grade, jos 7 grade, 8 grade, 10 grade. Deci apa e cam amestecată și teoretic n-ar trebui. Sunt toanele lor, nu știu, nu pot să-mi altceva. E posibil să, odată cu curgerea apei, curentul apei, să vină ceva vietăți și ei să stea între ape pentru a se hrăni mai bine? Nu știu. Ce știu, că e posibil să fie o problemă toamna, când începe vegetația uscată, frunzele, mai ales de pe copaci, să cadă și curg efectiv pe substrat, atunci cele care se udă, atunci e o problemă, nu prea îi place. Și posibil că să se mai ridice, nu știu. Dar sunt doar supoziții. Da, da, da. Deocamdată la capitolul capturi stăm cu doi carași mai frumoși. Un crab scăpat, adică ratat, după cum ați văzut mai devreme, că o trăsătură foarte violentă, aceea 100% a fost de crab. Și peștii care stau între ape, ați văzut. Dar încercăm să-i coborâm, exact. Cred că ar fi mers dacă... Dar nu mi-am dat seama. Poate doar să încerc să nu mai strângi așa tare nada, să spargi câțiva bulgări de nadă la impactul cu apa, să curgă. Dar nu e mai greu în lansare. Bănuiesc să nu se desfacă în lansare. Ce să zic, pentru că eu ce folosesc sunt coșulete de liver care au doar două spire pe lateral și permit încărcare mare și desfacerea nadei foarte repede. De asta le folosesc, pentru că nu vreau să stau. Contrar, poate multora care au fost în delta și care au pescuit, care își prepară materialul năditor foarte colant, să stea și o jumătate de oră, eu nu practic treaba asta, nu-mi place. Vreau ca în 5-6 minute, cel târziu, să fie coșulețul gol. Am nevoie de o dâră de nadă pe care peștele să vină și să mănânce. Nu îmi place să stau cu mămăligă, nu mai folosesc mămăligă decât la cârlig, pătrățică. Dacă n-am avut până acum, de acum încolo am cu ce să dau pătrățică, nu mai folosesc altceva, pătrățică, bob. Puteți pescui și cu waftersuri, dacă căutați-le pe cele mai mărișoare, ca să și prezentați ceva acolo, că vorbim de pești. Nu vorbim de ciortani aici pe Dunăre, vorbim de pești serioși care caută mâncare. Și în general caută ceva mai mare, particulă mai mare. Am încercat puțin, aproape, foarte aproape de barcă, să vedem care e situația. N-am avut prezentare, revenind pe locul din aval, aproape de ciotă. Și cum altfel poți testa nadele, dacă funcționează sau nu, decât să le ai două sau trei preparate în aceeași zi, să le folosești și să vezi dacă e o diferență între ele, dacă pe una prinzi mai mult sau mai puțin, dacă
pe una prins și pe alta nimic. Asta e părerea mea. Că am venit astăzi cu o nadă și mâine cu alta, nu e un test foarte concludent. În aceeași zi, în același loc, putem să aflăm care e situația. Exact. Automat, dacă pescuiești cu în acea zonă, în același loc, cu două nade diferite și ai prezentări diferite, e clar că ceva funcționează mai bine decât altceva sau pur și simplu peștii sunt poate mai bine grupați pe acea zonă, dar alternând nada, cu siguranță o să putem să ne dăm seama. Aici avem, eu am sondat foarte bine apa înainte să mă apuc de pescuit pe locul ăsta. Avem o configurație, un platou, o adâncime între 2,5 metri și 3 metri pe mijlocul brațului, iar pe laterale și mai ales în dreapta noastră, cum stăm noi, malul drept, în sensul curgerii, avem o apă aproape de 5 metri, cu mici diferențe. Îl căutăm și pe curent și în locul de după cioată, unde curentul este mai lin, pentru că el intră, se odihnește, orice pește are nevoie și de odihnă. Crapul, dacă nu se poate odihni, moare. Înnoată, dacă trebuie să înnoate la nesfârșit în curent, la un moment dat crapă, deși canil și moare. El trebuie să se și odihnească. Da, păi e pește staționar, nu? Automat poposește pe zone unde are nevoie de odihnă și zone în care caută hrana. În principiu, în aval de orice cioată, și mai ales dacă e o cioată mare, și o să te rog așa, după ce terminăm discuția asta, să filmezi locul unde suntem legați. Suntem pe mijlocul brațului și un copac fix în mijlocul brațului. După el se adună și sediment și mâncare. Da, o să filmez chiar acum, ca să vă dați seama. Este chiar un pe mijlocul brațului aici, este un mare copac. Iar în fața unde pescuim noi, de asemenea, este un copac căzut tot în apă, tot pe mijloc. Și Cătălin a lansat de jur împrejurul lui. Cătălin, cam la cât timp recomanzi tu schimbarea nadei, adică lansetele, să le verifici în zone de acest gen? Eu pe astfel de ape undeva între 15 și 20 de minute. Okay. Eu încerc să-mi fac nada, v-am spus, undeva în 5 minute să fie gol coșulețul. Mai insist un pic, e pește sălbatic. Nu mai trăsăturile prezentării, nu vin așa ca îi dai voie acele dâre de nadă și momelii care stă în dâra de nadă să fie luată. Curentul spală și ultima urmă de nadă din avalul momitorului. Iar în momentul ăla eu realimentez. Dacă în timpul pescuitului constat că nu-i place zgomotul lansării și așa, insist, folosesc momelii un pic mai mari și aștept mai mult pe trăsătură. Mărești timpul de așteptare. Da, dar de, în general, ăla a fost timpul, cam 15 minute. Da. Ok. Ce aruncă
Deocamdată e caras, îi place nada, vine și ciugulește plăcuța. Mănâncă de pe momitor. Mănâncă de pe momitor. Dacă am dori mai mult caras, da, am putea să schimbăm, umblăm puțin la mumeală, punem pătrățelele cele mai mici, punem waftersuri și fără nicio problemă se pot prinde 10-15 kg de caras, cel puțin pe locul ăsta, pentru că sunt mari carașuri. Asta noi urmărim crapul astăzi. Ne dorim crap, de asta venim. Da. Și sperăm să putem să vă arătăm măcar un drill. Pentru că nu o să stăm toată ziua aici, din păcate, tot caras. Mă, dar e bine că au început să coboare. Poate ne legăm și tu vreun crap. S-a dus. Ai tras de el. Un alt drill. S-a răzgândit. Bine, tu ești un pic, să zicem așa, comod acum, că n-ai luat minciogul, că te interesează mai mult crapul și e... E un cap de minciog care are o ramă făcută din comet, da. Dar plasa, da, este făcută de cineva cu mână mare, în care poate să-mi intre, chiar dacă nu e foarte mare gura, da. În punga aia poate să-mi intre și pește de 20 de kg. Da, fără da. Nicio problemă și este din ață rezistentă și nu-mi creează neplăceri și nu-mi rupe nici tenul de 10 kg, nici un pește, asta nu rupe. Da. Se vede că e lucrată foarte bine. Asta folosesc eu la Dunăre pentru că aici... Da, ca să ai un minciog, o ramă de minciog mică, să nu-ți ocupe foarte mult spațiu, în schimb plața te ajută mult și la pești mari. Să nu umbli, practic, cu două mincioguri după tine. Mă. Exact. Când ești pe mare, poți să ții și 4 și 5. Da. Nicio problemă. La îmbarcă, da, îmbarcă ești limitat cu spațiu. Da. Ales că eu nu am o barcă mare, mini șalupă, ceva. Mie îmi place foarte mult barca asta. E River 510. Pentru mine e... Avem un nou drill acum, Cătălin. Poate-l iei cu minciogul pe ăsta. Să vă fac minciogul. Să te vedem cum te descurci. Uu, ce caras frumos. Vrei să te ajut? Nu. Nu-i problemă. Frumos caras. Ne folosim de... structurile de lângă noi. Super, super caras. Mai facem și noi o prăjeală. Nu vrem să mințim poporul cu televizorul, pentru că, da, mai mâncăm și noi pește, îmi place, dar doar peștele de Dunăre și o dată de două ori pe an de poftă. Pentru a ajunge în condiții bune pe substrat, eu totdeauna am fi cârligul aici. Mumeala rămâne liberă, da? Dar am fi cârligul să nu mi se încălcească. Cu... știu eu, cu spatele, cu plăcuțe, cu nu contează.
Ea se așează, după care în câteva, într-un minut, poate deja suprafața este muiată și se poate, și practic momeala pescuiește. Exact în fața ciotei. După cum v-am spus, sunt momente în care trebuie să ne ducem noi la el, pe fereastră. Lucrul ăsta se întâmplă și pe bălți. Trebuie să lansăm lipit de malul opus, dintr-un mic golfuleț, lângă două fire de stâlp, lângă... Asta e. Nu funcționează decât malul. Și atunci ne adaptăm și dăm acolo. Încă un drill. De data asta cred că avem un ciortan. 100%. În sfârșit, primul. Sperăm să îl aducem și în barcă. Nu e, dar e ciortan. Să repetă scenariul de ieri, că ta, înseamnă că e ora lui. Ei, am dat. Nu știu, să vedem ce urmează. Primul ciortan pe ziua de azi. S-a învățat pe legul. S-a destul de mult așteptat. Foarte frumos. Are cam 1,5 kg, nu? Aproximativ, da. Pește mai frumos. Un pește care trebuie, zice Cătălin. Să-l vedem. Să sperăm că... Să-l aducem, da, Cătălin. Chiar e frumos. Cum să-mi dă? Aul, s-a băgat deja? Încă nu e adicat. E bine că îl ții așa. Ciotă. Da. Acum a scăpat. Adul. Adul caută malul în continuare. Aha. Așa, ține-l. Vezi că acum vine cu viteză în ciota asta la altă. Ia uite, exact ce ți-am zis.
Mulinează. Nu te duci acolo. Nu te băga sub. Vreau să și ciota acolo. Foarte răi. Foarte răi. Bravo. Bravo, cred. De ce a luat 3 cioate? Te-a solicitat, nințel. Și nu e un grav capital. Nu este, dar cred că vreo 2 kg are, după cum pare. E un șui. 2 jumate, da. E un șui frumos. De fapt, majoritatea am văzut că sunt șui așa. Pe zona asta. Bine, burtoși n-au cum să fie, că nu suntem pe baltă să-i furajăm. Trăsătura asta o așteptăm de azi dimineață. Foarte frumoasă. Plecare. Din păcate, sunt destul de rare trăsăturile și n-avem cum să surprindem trăsătura în direct, care însemna să filmez în continuu o oră, două. Gata, dragi prieteni, partida de azi s-a finalizat. Vă salută și domnul Cătălin. Mulțumim mult, Cătălin, pentru toate informațiile pe care le-ai dat azi. Și sperăm să ne vedem la o altă partidă. Nu știm exact când, dar o să ne vedem. Fire întinse tuturor, dragi prieteni. Nu uitați, dacă nu sunteți abonați la canalul meu, o puteți face chiar acum. O distribuire, un like, o apreciere mă poate ajuta. Vă salut, toate cele bune!